În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din localitatea Palazu Mare. În al preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială și le-a vorbit credincioșilor despre vindecarea fiului lunatic. Mântuitorul Hristos a fost întâmpinat de către un tată plin de durere pentru fiul său, care era surd și vorbea cu anevoie. Mântuitorul avea milă de toți bolnavii. A mărturisit tatăl, l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Și atunci Mântuitorul, oftând, a stricat: O neam îndăretnic, până când voi fi cu voi? Aduceți copilul aici la mine. Și aducând copilul, văzând pe Iisus, demonul care era în el s-a spăimântat și a strigat, și Iisus i-a poruncit: ieși din el și de acum să nu mai intri în el. Copilul a căzut la pământ și a rămas ca mort, încât toți credeau că a murit. Dar apucându-l de mână, l-a ridicat. Și s-a ridicat senin, fără zbucium ca mai înainte. S-au minunat toți cum acel copil s-a liniștit. Această minune arată că Dumnezeu este Mântuitorul Hristos, că poruncește demonilor și ei se supun. Tot astăzi, ierarhul a sărbătorit împlinirea a 28 de ani de arhierie, cu această ocazie fiind felicitat de clericii și credincioșii prezenți. La final, în al preasfinția sa, a săvârșit un parastas pentru arhiepiscopul Lucian Florea, născut în data de 3 aprilie 1923.